În lipsa locurilor de la centre de triere, oamenii fără adăpost mor sub sentința frigului. Gelul din ultimele zile este un test de supraviețuire pentru oameni. Sau Europa, vă rog să vă gândiți la cei săraci din Republica Moldova. Și scump prietene, dacă asculți acest mesaj și simți în inima ta cum dragostea și mila lui Dumnezeu îți împli inima cu dorința de a te implica pentru nevoiașii din Moldova, atunci fă acest gest cu bucurie și nu amâna pe ziua de mâine, ci fă o mică donație în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Iar noi ne vom ruga ca Bunul Dumnezeu să ne îndrepte inimile spre cei sărmani în fiecare zi și să le dăruim cu toată dragostea din pâinea cea de toate zilele și lor. Cu cât suntem mai buni și avem mai multă grijă unul de altul, cu atât Dumnezeu ne vede credința și ne ferește de rele. Fiecare din noi e ajutat de celălalt în mod providențial, a spus Sfântul Marcul Ascetul.